Cum comentați clasamentul făcut de Webometrics? Da, este unul dintre rankingurile care pe noi ne interesează. El arată vizibilitatea universității pe plan internațional, măsoară, între altele, și capacitatea digitală a universității, adică prezența pe suport electronic, pe suport pe internet a universității, pe toate palierele, atât în ceea ce privește relația cu comunitatea, atât cât privește relația cu angajații, respectiv cadrele didactice, dar și, ca să vă dau un alt exemplu, numărul de citări, care sunt principalii cercetători și cei mai vizibili la nivel internațional prin publicațiile lor. Acest top este confirmat și de alte evaluări, cum ar fi clasamentul Shanghai sau Times Higher Education sau alte asemenea evaluări, sau este un accident faptul că Babeș Bolyai este plasată în acest top pe primul loc în România? Sigur, după cum ați văzut, cam în toate clasamentele internaționale poziționarea universității este una foarte bună. Majoritatea clasamentelor suntem pe primul loc sau pe primele locuri. Nu e o surpriză, a fost un efort susținut în ultimii, să zicem, 5-6 ani ai universității și cred că acest efort pe toate planurile a avut drept efect această plasare, spun eu, extrem de bună a universității în rankingurile internaționale. Care ar fi condițiile de care ar trebui să beneficieze Universitatea Clujeană pentru a avansa în elita universitară mondială? Acum, e foarte greu să ajungi să vă dau un exemplu, top 100. Dacă vă uitați în topul celor mai puternice universități, primele 100 din lume, o să vedeți că bugetele acestor universități sunt infinit mai mari decât al nostru. Ca să vă dau un simplu exemplu, deși nu, e greu să te compari cu primele 5 universități mondiale, dar să dau un exemplu cu Harvardul. Harvard are la nivelul 70 de miliarde de dolari bugetul sau endowmentul universității, în condițiile în care universitatea noastră are 100 de milioane aproximativ de euro. Deci cam asta este nivelul. În ceea ce privește universitățile din jurul nostru, în condițiile în care avem universități din Europa Centrală și de Est cu bugete cam de 2-3 ori mai mari ca noi, cred că aflându-ne pe rankinguri cam la aceeași poziție sau la același nivel cu ele, eu cred că e o performanță foarte bună, având în vedere premisele financiare de care le pornim.